Salutare, dragi prieteni! În seara asta vom face un mic experiment semi-științific. Este vorba despre un test pentru a vedea care este, cel puțin într-un anumit punct de vedere, cel mai bun arhivator. Pentru asta vom folosi un fișier text cu numărul pi, respectiv numărul pi cu 128 de milioane de decimale după virgulă. Evident că sunt după virgulă dacă sunt decimale. Dacă erați curioși, chiar așa arată. Eu l-am calculat. Calculatorul meu cu un anumit algoritm a trebuit vreo câteva minute, dar nu mai contează. O să pun link oricum spre articol. Contează faptul că ne vom folosi de proprietățile numărului pi, adică de o proprietate esențială a numărului pi și anume aceea că nu are decimale care să se repete, deci nu poți să zici că e 3,14 nu știu ce perioadă, bla. Nu. Deci ne vom folosi de această proprietate pentru a vedea care este cel mai bun algoritm. Acum, pentru asta, numărul ocupă aproximativ 160 de megabyte. 166 de megabyte ocupă numărul ăsta pi cu 128 de milioane de decimale. Bine, are niște notații pe margine, le-ați văzut, e irelevant. Deci ocupă 100 și ceva de megabyte. Ce aș vrea să reținem? Deci, odată avem o arhivă zip făcută, dar nu. No. QuickPi se cheamă programul care l-a făcut. Să vedem primul arhivator, să facem numărul ăsta, numărul pi, să-l calculăm, să-l arhivăm folosind WinRAR. Cred că am oprit majoritatea proceselor de pe aici care se consume multă memorie, da. Și ca atare nu ne rămâne decât să așteptăm. Vă dați seama că durează un pic. Putem vedea aici, chiar în imagine, faptul că avem o rată de compresie de 44%. E destul de bun. Deja s-au scurs 3 minute din timp. Sper să nu rămânem fără timp. Știu că e plictisitor, dar gândiți-vă că totuși lucrăm cu un număr cu 128 de milioane de zecimale. Dacă vă puteți imagina așa ceva. Adevărul e că nu, din când în când mai am și eu hobby-uri de-astea mai interesante. Fără a mă lăuda, desigur. Și mai fac și eu câte un experiment așa, de dragul științei. Care oricum, din ce am văzut la știri, e dezastru ce e în școala românească. Horror, dar hai să nu ne întristăm chiar în halul ăsta și să vedem. Deci, avem momentan o rată de compresie de 44% de la WinRAR cu setările implicite. Până la urmă s-ar putea să fie nevoie să fac mai multe filmulețe, că mai avem de testat încă una alta. Să vedem. Deci dacă durează 2 minute, înseamnă că într-un minut procesăm cam 60 de milioane. Înseamnă că pe secundă cam 1 milion. E ceva. Nu-i chiar rău. Bine, 1 milion de bytes ar părea puțin, dar acum depinde de algoritmul folosit și tot. Vom vedea imediat. Minute. Aia înseamnă 40 milioane pe minut. Aproximativ, deci 750.000 de caractere pe secundă. Nu e rău, dar nu e nici îmbucurător. Nu știu de ce m-aș fi așteptat să fie mai mare.
viteza, oricum am sistem destul de bun. Numărul pi comprimat cu setările implicite de la WinRAR a durat aproape 3 minute și are 76 de megabyte. Dacă le adăugăm într-o arhivă fastest, să vedem, în rest nu schimbăm nimic pe aici, să vedem cât de rapid e. Asta este compresia foarte rapidă, evident. Rata de compresie este mai mică, dar oricum, 47% comparativ cu 44%. Se observă că este doar puțin mai mare acum. Bineînțeles că s-a suprascris fișierul. Hai să vedem UV Herclotz Archiver. Nu știu pe unde suntem. Ba știu. Back. Copy. Să-mi știe. Paste. Știe. Hai să vedem arhivatorul ăsta. Bun. Lăsăm totul implicit. Hai să vedem. Are o rație destul de bună momentan, 39%. Dar o viteză incredibil de jenantă. 104 kilobytes pe secundă. Față de cei 750 înainte. Ok, acum o să dau pe pauză și o să revenim imediat. Nu, revin. Nu, au trecut aproape 10 minute de când lucrăm. Imediat este gata și compresia cu UV Herclotz Archiver, UH. Se observă că are o rată de compresie destul de bună. Ne uităm aici. 60 un pic de mega. 63 de mega. E foarte bine. Deși, nu, 10 minute. Bun, hai să vedem acum cu 7-Zip. Încercăm să facem și cu el. Așa, 7-Zip. Hai să vedem cu setările implicite cum merge. Estimează o rată de compresie de 30% în 5 minute. În creștere. Cu o rată de compresie de mare procesare de 400 de kilobytes pe secundă. Nu e chiar rău. Ce îmi place mie este faptul că nu tot crește aici. Probabil algoritmul a crezut că poate să fie mai deștept decât atât. Nu știu ce să zic. Oricum, nu merge chiar rău. Mă rog, dacă nu ar scădea chiar așa vertiginos, aș putea spune că merge bine. Spun o cifră și în 20 de secunde e alta. Dar lăsăm să vedem ce face. Deși, sincer, 7 minute să stai lângă el în creștere sau 8, parcă nu prea. Încă o dată, testele astea sunt făcute cu setările implicite de la arhivatoare, care teoretic sunt bune pentru toată lumea. Acum, nu știu ce să zic. Este cel puțin discutabil, ca să nu spun altfel.
Sigur, de exemplu, UHA este optimizat pentru multimedia, deci probabil poate comprima un CD de muzică încât să muzică CD digital audio încât să încapă pe un floppy disk sau ceva, probabil, nu știu. După cum spunea și Mihai Todor, pe vremuri era folosită exact pentru a comprima fișe MP3 sau ce era din jocuri ca să ocupe mai puțin și instalai jocul pe hard disk, îl copiai, după aceea îi dădeai să facă decompresia fișierelor și nu puține au fost cazurile când stăteai și 45 de minute sau o oră uitându-te la ecran cum fișierele sunt extrase. Îmi place că Seven Zip e foarte optimist, zice o rată de compresie de 37%, mai bună decât UHA. De fapt, e cea mai bună până acum. Dar vedem. 308 kB pe secundă nu a scăzut chiar foarte mult. Dacă acum are 19 MB la 53 de mega, aproximativ tot cât UHA o să fie, doar că un pic mai repede. La fel, Seven Zip și cu WinRAR sunt optimizate pentru fișiere de 8 general. Deci nu chiar așa șmechere cum e numărul pi. În fișiere normale sunt secvențe care se mai repetă, sunt lucruri care au o anumită logică cu mici modificări. În principiu se poate duce un fișier text prin comprimare la cam 10% din dimensiune. Evident, nu și fișierul nostru de test, pe care intenționat l-am ales așa, ca să testăm algoritmii la limită. Sigur, cine are răbdare poate să testeze diverse configurații ale arhivatoarelor, să filmeze, să dea un reply la acest film, sigur, nu e nicio problemă. Chiar aș fi curios să văd alte rezultate obținute de alții. Sunt dispus chiar să ofer și fișierul cu numărul pi spre download, oricum îl am pe server, astfel încât să-l distrăm un pic, să vedem și noi lucruri interesante. Tare impresia că o să-mi expire timpul și nu o să vedem exact cât ocupă. De aceea o să vă rog să fiu un pic atenți la ecran. Am procesat cam jumătate. Deci dacă la jumătate avea 82 de mega, 31 de mega, înseamnă că o să avem 62-64 de megabyte. Ceea ce este aproximativ la fel cu UHA. Da. Așteptăm și mai așteptăm un pic, deși cu siguranță nu vom apuca să vedem finalul, așa că o să ne oprim aici. După cum spuneam, după calculele făcute înainte, estimez că fișierul va avea între 62 și 64 de megabyte. Fișierul UHA, care e o arhivă foarte bună pentru multimedia, are 63. Deci, pe undeva e tot acolo. Întrucât la fișiere de uz general, deosebirile ar fi semnificative. Dar sunt mai mulți factori care influențează, după cum spuneam, rezultatele. Oricum, până acum 7Z, arhivele de tip 7Z par să fie cele mai bune. La UHA, dacă țineți minte, era 37.1 sau .x%. Iar aici este 37 mai degrabă curat. Se observă că și viteza de procesare este destul de bună, 300 kB pe secundă față de cei 160-200 de dinainte. Acestea fiind zise,
Voi urca filmul pe YouTube și vom vedea rezultatele exacte scrise în articolul care evident conține și acest video. Pa!